ce am făcut noi până acum pentru membrii noștri, câteva lucruri importante, facilitățile fiscale. Probabil știți că sunt multe cooperative care s-au înființat special pentru lucrul acesta. Am participat activ la grupuri de lucru, am fost implicați în PNS, am participat la absolut toate ședințele, am venit cu inputuri, încercăm de fiecare dată să fim prezenți și să eficientizăm de fiecare dată modul de lucru. Monitorizăm piața. Până de curând am avut un raport Agritel. Urmează să vedem dacă îl actualizăm sau nu, având în vedere că a apărut de un an de zile, a fost înființată cooperativa de gradul 3. În fiecare săptămână transmiteam un raport Agritel, unde erau tendințele pieței, le urmăream de fiecare dată, prețurile cereale, tot ce era nevoie pentru membrii noștri. Colaborare activă, realizarea unui studiu, proiecte de parteneriate, inclusiv ADER, Erasmus și mai multe proiecte pe care le-am accesat noi. Au fost introduse cu ajutorul nostru și cu inputurile și prezența noastră la ședințele, acolo unde a fost cazul, cooperativele agricole nu erau incluse în programul IMM Invest, iar cu inputul transmis de UNCSV și participarea noastră activă la ședințe, acestea au fost incluse în acest program. Probabil ați accesat și dumneavoastră IMM Invest. Schimburi de experiență internaționale au fost mai multe, o să le vedeți puțin mai în față în prezentare. Susținem accesarea fondurilor europene, asigurăm asistență cooperativelor membre. Curățarea Registrului Național. Vă spuneam mai devreme că sunt multe cooperative agricole care nu sunt funcționale, au fost înființate și au fost lăsate baltă dacă nu au apucat să acceseze niciun fond european, niciun program. Le-au lăsat așa. Registrul Național al Cooperativelor este plin de cooperative nefuncționale. Sperăm cu ajutorul ONRC-ului să fie șterse. Dacă nu își depun, noi facem tot ce se poate în privința aceasta să fie șterse din registru. Totodată, cu ajutorul Alianței pentru Agricultură și Cooperare, am reușit în continuare să avem derogare pentru tratamentul la culturi, la obținerea derogării pentru tratamentul porumbului, la floarea soarelui cu substanțe pe baza neonicotinoidelor. Am reușit să oferim, venind cu input la Ministerul Agriculturii, transmitind adrese, participând la o grămadă de ședințe, despăgubiri pentru secetă. Aprobarea anti-incendiu, știți că a fost un act normativ cu prevenirea și stingerea incendiilor pe câmp. Am reușit să aprobăm acest act normativ. Vă spuneam mai devreme că împreună cu Marș am dezvoltat împreună un produs nou de asigurare pentru culturile agricole, inclusiv riscurile catastrofice. Suntem principalii vinovați de operaționalizarea facilităților fiscale din România, de prioritizarea accesului cooperativelor la fonduri europene, pentru că am considerat că cooperativele agricole din România se află în stadiul în care trebuie să se realizeze din ce în ce mai multe investiții colective care să deservească membrii săi și să adauge valoare producției primare a membrilor. Suntem implicați, așa cum spunea și colegul, și participăm la diverse ședințe. Astăzi am participat la grupul de lucru pentru restaurarea naturii, împreună cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, Ministerului Mediului și ai celorlalte organizații din Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Vom discuta pe regulamentul privind defrișerile, pe regulamentul privind solul. Participăm la toate ședințele de la Ministerul Agriculturii. Mâine colegul va merge la Ministerul Mediului la o întâlnire pe împăduriri. Considerăm că sectorul agricol românesc, în etapa în care se află datorită schimbărilor climatice, are nevoie de o reformă masivă și în România este nevoie de o strategie prin care să se înființeze la nivel național rețele teritoriale de protecție a câmpurilor în acele zone unde e nevoie. În paralel, totodată, trebuie regândit și făcut o strategie pentru utilizarea apei, începând de la utilizarea apei din consumul casnic care să ajungă în irigații, de la preluarea apelor fluviale, de la, să zicem, reorganizarea, refacerea, restructurarea albiilor, râurilor, de așa natură încât să ele să
să aibă un debit mult mai mare, să-și poată continua activitatea și totodată să fie folosite și în partea de irigație mult mai eficient, prin stocarea apei în lacuri de acumulare care să vină din zona de sus, de la munte, și să fie păstrate și folosite în zona de câmpie. Acum se vorbește și încercăm să prioritizăm, pentru că au început deja discuțiile și vă dau un exemplu de alt demers. Am transmis tuturor partidelor politice și europarlamentarilor principalele 7 obiective pe care România ar trebui să le aibă în viitoarea programare, în 2024-2029. Prima dintre ele este convergența externă 100%, adică și România să primească ce s-a promis că va primi din 2014, să ajungă la media subvenției europene de 242 de euro pe hectar, chiar și după 10 ani. Abia în 2027 vom ajunge la 85% și noi am cerut ca din 2028 să ajungem la 100% din această subvenție. Încercăm să accesăm niște proiecte și să ne implicăm pentru a ajunge să venim cu alături de parteneri, să venim poate și cu loturi și cu soiuri și hibrizi mult mai adaptați la condițiile climatice. Le-am recomandat stațiunilor de cercetare să înființeze o cooperativă agricolă. Apoi să vină membră și în UNCSV și în VRI. De ce? Ei au activitatea și de cercetare și de dezvoltare. Nu, nouă ne-ar fi și noi dorim să sprijinim cumva partea de cercetare. Am putea să o facem punând la contribuție toate volumele noastre, ca ei să obțină niște prețuri mult mai bune și la cumpărarea inputurilor și la vânzare, și veniturile pe care ei le obțin suplimentar să fie folosite în cercetare, reinvestite. Ne ajută și pe noi treaba asta. Adică sunt lucruri care trebuie să le construim noi. Gândim atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. Dar, așa cum vă spuneam, am luat și vom lua în continuare măsuri ca aceste cooperative în România să fie funcționale, să le regăsim aici și peste 10, 20, 50 de ani, să nu fie doar cooperative înființate de oportunitate. Practicile comerciale neloiale, și chiar acum e în consultare publică directiva, pentru că am semnalat de foarte multe ori la Bruxelles că modificările aduse prin directivă, România nu ajută deloc. Adică sunt egale cu zero. Avem nevoie de mult mai mult. Și se pare că au început să mai înțeleagă și există o deschidere, și acesta este unul din pachetele legislative care vor fi dezbătute acum în președinția rotativă preluată de Ungaria.